aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Pe aceeași frecvență și începând din acest moment și pe aceeași pagină de Facebook Radio Europa FM, rațiunea zilei în pregătire. Cătălin, bine ai venit. Bine, bine ai revenit. V-am găsit. Pe unde ne plimbi astăzi, ca să spun așa? Astăzi mergem la Parlament. La Parlament mergem. Am fost de mult. Ieri. Acum e momentul. Ieri am fost în Parlament cu ascultătorii Drumului cu Prioritate. Întrebam dacă merită să vizitezi Palatul Parlamentului, Casa Poporului. Păi eu l-am vizitat de atâtea ori că mi s-a acrit, dar... L-ai vizitat ca turist sau în interes de serviciu? Nu, în interes de serviciu, ca turist, să zic așa, am dus în partea aia la Muzeul Național de Artă Contemporană. Contemporană, da. Cunoscut sub numele de MNAC, care e un loc foarte frumos în București, muzeul înăuntru. Ne spunea o ascultătoare că doar ăla merită să fie vizitat acolo. Și este așa o mizerie înainte de a intra în muzeu și aleile alea rupte și parcul ăla neîngrijit și aruncate toate alea acolo. Nu mă dezamăgi că eu vreau să-mi cumpăr bilet acum să mă duc în turul panoramic. Du-te, asta du-te, că e interesant să vezi cele acolo. Dacă n-ai fost niciodată, așa ca o curiozitate, îți vezi ce a putut să facă mintea megalomanică fără un rost anume, știi? Adică numai să se plimbe toarșul Nicolae Ceaușescu pe sub niște arcade mari. Și că acum... de făcut nu știu dacă era o mare problemă, dar problema a fost că s-a făcut cu foarte multe sacrificii. Da, aia și acum ne costă îngrozitor, adică nu e o clădire ieftină. Când zicea Silviu Prigoană că să facă cazinouri acolo. N-am vrut. Bine, Cătălin, mergem în Parlament. Hai, de ce o să ne explice el chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, în Parlamentul României a avut loc audierea jurnalistei Emilia Șercan. Este vorba de audierea în cazul sau încercării de compromitere a acestei operațiuni de compromat, cum a numit-o jurnalista. Ea s-a prezentat în fața Comisiei de Abuzuri din Camera Deputaților, unde a fost audiată și a prezentat cazul în fața mai multor parlamentari care au pus întrebări despre ceea ce s-a întâmplat. Recapitulez un pic faptele din fața Comisiei pentru Drepturile Omului. Ce s-a întâmplat? În urmă cu câteva luni, jurnalista Emilia Șercan studia cazul Ciucă, da? Se întâmplase chestiunea asta, știam de plagiat, urma să publice și a primit o serie de... pe telefonul privat a primit o serie de fotografii cu ea însăși. Da? Adică cu ea în ipostaze de acasă, în ipostaze intime, private, da? Și aceste fotografii erau însoțite și de discuții și de amenințări, lucruri care ar fi trebuit să o sperie. Ea s-a dus imediat la poliție, a solicitat audierea acolo, a depus probele respective, după care nu se știe cum acele fotografii au fost au apărut pe mai multe site-uri la scurt timp după aceea. Respectiv 74 de site-uri, dintre care a numărat jurnalista, 60 aparțin în aceleași grup de presă Realitatea, spune Emilia Șercan. Sigur că bănuiala ei a fost că aceste fotografii au fost transmise de cineva din interiorul poliției. A făcut plângere, a avut acces la conducerea poliției, a vorbit cu oameni pe linie ierarhică. Nu s-a ajuns la un rezultat concret al unei anchete care să spună, uite, de aici au pornit, asta s-a întâmplat, astea sunt faptele, așa niște probe care erau în posesia noastră au ajuns în presă sau pe diverse site-uri. Și în acest moment, semnul de întrebare sau semnul de egalitate care se pune este faptul că aceste amenințări au legătură cu ancheta pe care ea a efectuat-o, în legătură cu plagiatul primului ministru. Despre asta e vorba. În ciuda plângerilor sale repetate, instituțiile statului nu i-au dat un răspuns nici despre cine a făcut această operațiune, nici despre cine a organizat-o și a distribuit-o în spațiul public, nici dacă viața sa sau integritatea sa sunt
apărate în acest moment sau ea este sau ar trebui să nu-i fie frică. S-au mișcat cu întârziere, de-abia săptămâna trecută s-a ajuns la audiere la parchet în acest caz și asta este și o reacție politică, cea pe care ați văzut-o astăzi. Sunt mai mulți parlamentari care au fost interesați de această chestiune. La audiere au fost chemați și șeful poliției și șeful Serviciului de Informații al Armatei. Cei doi nu s-au prezentat, nu există obligație, mai ales că nu sunt instituții în subordinea Parlamentului, cele două, dar unii dintre deputații de acolo au spus, doamne, poate ar fi necesar să facem o comisie de anchetă care ar putea să aibă puteri sporite și să prezinte un raport asupra acestui caz. De ce e important? Pentru că tratamentul care i-a fost aplicat de cine, nu știm în acest moment, da? Nu știm cine a făcut lucrul ăsta, este un tratament extrem de grav, odată pentru că e jurnalist care lucra în interes public și cine a făcut asta a încercat să o compromită și să o sperie, doi la mână, pentru că niciun cetățean sau niciunui cetățean al României nu ar trebui să îi se întâmple un astfel de lucru, adică astăzi, într-o epocă digitală, tuturor ne pot fi sustrase informații date de dispozitivele noastre și apoi publicate în presă. Acest lucru este cumplit și mărșav pentru foarte mulți oameni din țara asta. Și doi la mână, pentru că nu așa procedează instituții democratice, în condițiile în care acest jurnalist, știți foarte bine, a anchetat cazuri de o mare amploare, iar cea mai recentă dezvăluire a sa îl privește chiar pe primul ministru al României. Vă atrag atenția că nu e prima dată, ea a mai fost amenințată în trecut, în timpul guvernării PSD, doar că atunci făptuitorii au fost prinși și astăzi și condamnați. Și ce știam la data respectivă? Că cine a amenințat-o cu moartea era chiar un angajat al Academiei de Poliție și că erau puse lucrurile la cale chiar de șefii Academiei de Poliție, ceea ce era la fel de grav. Chiar mă uitam pe una dintre știri astăzi, respectivii au fost condamnați și cu muncă în folosul comunității. O chestiune de genul ăsta. Ori statul român nu-și poate permite să acționeze așa împotriva libertății presei și nici împotriva unei persoane oricare ar fi ea. Astea sunt datele pe care trebuie să le știm astăzi. Eu i-am lansat o invitație Emiliei Șercan să vină la România în direct. O așteptăm cât de curând, când programul o să-i permită și o să se desprindă de audierile prin care trece zilele astea. Rațiunea zilei, Cătălin Striblea, mulțumim! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!